Bună ziua, stimați locuitorii municipiului Chișinău, dragi susținători ai normalităților a orașului care trebuie să arate confortabil. Astăzi vom aborda o problemă foarte importantă, precum este dezvoltarea economică. Dacă ne întrebăm, a făcut primăria Chișinău tot pentru a putea avea condiții și oportunități pentru dezvoltarea municipiului Chișinău? Eu vă spun că nu. Și dacă coborâm de pe placatele făcute în Photoshop și diferite forumuri așa, care doar își arată intenția în decurs de 4 ani de zile cât de mult face pentru mediul de afaceri, eu vreau să vă spun că realitatea este alta. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu agenții economici în această perioadă, am discutat și am vorbit despre regulile de joc care sunt în municipiul Chișinău pentru oameni de afaceri sau mediul de afaceri. Sunt reguli care, din păcate, sunt încălcate și nu sunt respectate. Există multă birocrație pentru a obține actele permisive pentru activitatea economică, există multă birocrație pentru a putea obține certificatele de reconstrucție, există multă birocrație atunci când se dorește construcția unei hale de producere. Astăzi suntem pe strada industrială, o stradă care de fapt este inima economică sau a dezvoltării economice industriale a orașului Chișinău. Asemenea străzi mai avem în Chișinău, precum este strada Meșterul Manole, strada Uzinilor, strada Mesagerului, strada Varnița. Astea, de fapt, sunt arterele economice a orașului, arterele prin care, de fapt, oamenii au un loc de muncă, iar agenții economici se dezvoltă, plătesc bani la bugetul local și sunt cei care, de fapt, în plata impozitor la bugete, la bugetul atât național cât și local, dau o șansă acestei țări. De asemenea, se plătesc impozite pe taxa din salariu, toți acești bani se adună în bugetul local. O să vă dau un exemplu a unui agent economic, să nu-i fac referire și nume, care timp de 8 luni de zile își așteaptă certificatul de reconstrucție a unui magazin, vinde haine, întrebându-l pe agentul economic câți bani a pierdut în această perioadă de când își așteaptă certificatul de urbanism. La mediu a fost aproape 6 milioane de lei și l-am întrebat câte impozite ar fi ajuns la buget în această perioadă, ar fi aproximativ 2 milioane de lei. Din cauza birocrației care există astăzi la primărie, da, noi astăzi avem un agent economic care nu a plătit bani în bugetul de stat și bugetul local, bani care ar fi putut fi investiți în reparația unui curs de bloc sau, de ce nu, în procurarea unei unități de transport public care să ne aducă mai mult confort pentru a ne putea deplasa. Cei ce vă putem spune cu certitudine, stimați locuitori, că noi, cei din echipa PAS, vom crea condiții pentru mediul privat, pentru ca ei să poată obține mai repede certificatele permisive pentru activitatea economică. Vom aduce în condiții străzile și căile de acces spre întreprinderile în care ei activează, pentru că asta este un exemplu pentru cei care vor să vină să investească în Republica Moldova. Atunci când un investitor străin vine să investească în Republica Moldova, întotdeauna se uită care este atitudinea față de agenții economici locali. Și dacă vede o asemenea atitudine, precum este pe strada industrială sau pe strada Varnița sau pe strada Mesager, atunci el, desigur, se va gândi de 100 de ori dacă merită sau nu merită să investească în Republica Moldova. Că dacă ai o atitudine proastă față de cei care plătesc impozite și nu creezi condiții pentru dezvoltarea economică din banii pe care ei plătesc impozite, ei se vor gândi de 100 de ori dacă se merită să investești în Republica Moldova. De aceea, prioritatea numărul 1 pentru noi este să creăm condiții, da, pentru agenții economici și aducerea, reparația, mai bine zis, a căilor de acces, 2. Debirocratizarea proceselor de obținere a actelor permisive, da, să nu aștepte câte 7, 8 sau ani de zile să-și aștepte actele permisive pentru construcția unei hale de producere sau reparația decelor. Și cu certitudine noi, deci împreună, putem face un oraș care să fie atractiv din punct de vedere economic. Agenții economici pot crea locuri de muncă dacă noi le creăm lor condiții de dezvoltare economică. Un oraș nu poate să se dezvolte din punct de vedere
urbanistic, nu poate să construiască o școală dacă nu există economie. În concluzie, deci noi suntem garantul pentru dumneavoastră că noi putem avea un oraș confortabil în condițiile în care dumneavoastră aveți condiții de să activați economic în reguli clare și dumneavoastră, la rândul vostru, veți fi cei care veți crea locuri de muncă împreună cu noi pentru cei care locuiesc în municipiul Chișinău. De aceea, la data de 5 noiembrie, dragi oameni de afaceri, împreună cu angajații dumneavoastră, împreună cu familiile dumneavoastră, împreună cu prietenii, vă așteptăm la vot pentru a duce Chișinăului normalitate, pentru a duce Chișinăului confort, pentru a duce reguli clare în dezvoltarea economică. Pe 5 noiembrie vino la vot, împreună cu familia și prietenii tăi. Votează echipa PAS și Lilian Carp, primar general. Vă mulțumesc!